Mulțumim Domnului care ne-a salvat, așa cum am cântat, numele Lui să fie slăvit. În această seară vom aborda un alt domeniu al gândurilor, gânduri de depresie. Este un termen foarte cunoscut în vremea noastră pentru că fenomenul a devenit aproape pandemic. Potrivit studiilor epidemiologice, riscul apariției unui episod de depresie este de până la 25% la femei în cursul vieții și aproximativ de 12% pentru bărbați. Însă noi vom trata în această seară nu numai forma care poate fi diagnosticată, identificată medical ca fiind deja depresie, ne vom opri și la gândurile care duc într-acolo. Vom aborda astfel tot ceea ce ține de aceste gânduri negre, de tristețe, frământare, melancolie, apatie, anxietate, îngrijorare, frică. Toate, în fond, au aceeași culoare. Eu am numit-o neagră. Toate coboară. Sunt neplăcute. Am socotit cândva că dacă un om nu își poate folosi o mână, se poate folosi de mâna altuia. Nu poate să ia ceva de pe un raft, te roagă pe altul. Dacă cineva nu-și poate folosi un picior să se deplaseze, roagă pe altul să-i le aducă mai aproape. Dar cine are probleme cu mintea? Un astfel de om nu poate ruga pe un altul să gândească în locul lui. E un domeniu foarte, foarte sensibil. Și în vremea din urmă, problemele se vor accentua. Se crede că factorii de stres și tot ceea ce ține de afectarea minții va trece pe primul loc înaintea problemelor legate de inimă, măcar că și aceasta are de-a face tot cu o relație a minții, în declanșarea fenomenelor de moarte, de boală, care duc la moarte. Să ne amintim de cuvintele Domnului care a profețit, citesc Luca capitolul 21 de la versetul 25, vor fi semne în soare și în lună, în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletelor mării și a valurilor. Și ascultați, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Aș da cineva sufletul de groază înseamnă o panică severă, depresie. Gândul bun pe care îl aducem în fața noastră este că Dumnezeu poate trata cu succes și astfel de boli. Poate repara și astfel de defecțiuni a părții cele mai sensibile din ființa umană, mintea. Dumnezeu poate în primul rând să identifice corect cauza și apoi să vină cu un tratament potrivit. Spune Scriptura în Cartea Evrei, capitolul 4, despre cuvântul lui Dumnezeu care poate să ia analize din cele mai adânci aspecte ale ființei umane. 4:12, că și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Eu îi spun uneori laser. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Judecându-le, poate să se pronunțe o analiză corectă. Și apoi citim din Ieremia 17 pentru a vedea că Dumnezeu poate să vindece astfel de stări, de tristețe, de neîncredere sau oricum ar fi numite ele. Ieremia 17, citim de la versetul 5. Aici spune despre oamenii care sunt în situații nefaste și alții care, orice s-ar întâmpla, nu doar că rămân optimiști, dar beneficiază de o stare, de un statut favorabil. Scrie în versetul 5 că cine se sprijinește pe om e blestemat. Versetul 6 este ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea, locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Această imagine a deșertului poate fi comparată cu o stare depresivă
sau se poate manifesta printr-o astfel de stare, dar de la versetul 7 este văzută partea binecuvântată a omului care se încrede în Domnul. Versetul 8, orice ar veni peste el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură, ceea ce pot să însemne probleme. Când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Versetul 13, Doamne, nădejdea lui Israel, toți ce te părăsesc pe tine vor fi acoperiți de rușine. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ că își părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Și apoi apare rugăciunea profetului și a oricui este într-o situație critică, vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Să privim mai întâi la câteva cauze ale depresiei. Eu am notat aici o referință a Organizației Mondiale a Sănătății, care a decis că prezența pe o perioadă de cel puțin 15 zile a 5 din următoarele simptome indică instalarea acestei boli. Iată acele simptome. Senzații de tristețe, plâns, pierderea interesului pentru activități cotidiene, modificarea apetitului urmată de creșterea sau scăderea în greutate, deci ori nu mănâncă, ori prea mănâncă, insomnie sau somnolență excesivă, senzație de oboseală, senzație de agitație percepută de cei din jur, dificultăți de gândire sau de concentrare referitor la sarcine sau deciziile simple, senzație de inutilitate sau vinovăție, stare tensionată, gânduri de sinucidere. Dar eu vreau să ne referim la câteva cauze pe care putem să le identificăm cu ajutorul referințelor din Scriptură. Nu este o listă exhaustivă ceea ce vă prezint, este una orientativă. Gânduri de teamă din cauza unor oameni care vor să ne facă rău. Asta se poate manifesta fie la oamenii mari, care au un șef rău sau o soție are un soț agresiv sau la copii, din pricina oamenilor maturi sau altora de vârsta lor, de la școală. Să ne amintim de Iacov care a fugit noaptea de la Laban și când acesta l-a întrebat de ce a plecat fără să aibă o despărțire oficială, a zis, mi-a fost frică. Ca să nu ia bunurile sau, prin plan, nevestele și copiii înapoi. Frica lui nu s-a încheiat acolo pentru că, auzind că fratele lui Esau vine împotriva lui, știa cum se despărțiseră, scrie în Genesa capitolul 32, versetul 7, când a auzit că vine înaintea lui cu 400 de oameni, Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groază. A intrat într-o stare de șoc, am putea spune, și a acționat totuși, încercând să facă ceva pentru a se pregăti. Îl putem aminti aici și pe David, citind din Psalmul 56, știți că el a avut mari probleme cu oameni care au vrut să-l omoare și nu numai odată. Scria el despre oamenii aceștia, toată ziua fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc, potrivnicii mei sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, deci prima reacție naturală era teamă. Numai că în cazul lui știa soluția, eu mă încred în tine, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, mă încred în Dumnezeu, nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă niște oameni? O doua categorie de gânduri, gânduri de îngrijorare, din lipsă de informații, de exemplu, a plecat cineva de acasă și nu știm unde e. Sau am auzit o veste rea și nu știm mai multe detalii, sau poate chiar este reală, este definitivă. Teama pentru eșecuri. Pot să cadă în depresie niște elevi, de exemplu, așteptând rezultatele unui examen. Sau după examen. Teama de viitor. Ce se va întâmpla? Un război, boli. Amintiți-vă de părinții lui Saul, tatălui Chis, care a trimis băiatul fiindcă își pierduse animalele. Dar pentru că nu se mai întorcea, dar atunci nu era telefon mobil să sune,
spune Scriptura, se gândea acum, se îngrijora de el. 1 Samuel, capitolul 10, versetul 2. Și situații de genul acesta pot să fie multe în viață. Să ne amintim de ce descris în Psalmul 25, ne gândim iarăși la David, care a avut probleme mai multe genul acesta. Versetul 16-17, privește-mă și ai milă de mine că sunt părăsit și înrocit. Și ascultați ce stare avea el. Neliniștea inimii mele crește. Scoate-mă din necazul meu. La un moment dat îi spune împăratului Moabului, nu vrei să vină la tine tata și mama până știu ce va face Dumnezeu cu mine, că nu știu ce se va întâmpla. La un moment dat spune el, voi peri într-o zi ucis de mâna lui Saul sau oamenilor lui. Teamă. Să ne amintim și de cuvintele Domnului, Evanghelia după Luca, capitolul 21. Aici face referire la situații de persecuție. Imaginați-vă că cineva urmea să fie anchetat. Dar o anchetă din aia cu bătaie, cu tortură. Spunea Domnul, țineți bine minte și să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde. Dar când îți vine să te gândești mai dinainte ce vei răspunde? Atunci când te frămânți cu asta. Pot să fie și situații legate de problemele materiale. Citim tot Luca, capitolul 12, versetul 29. Datorii, termene de plată, temeri. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, asta nu înseamnă să nu te interesezi de problemele cotidiene, și se stipulează aici aspectul critic. Și să nu vă frământați mintea. Ați frământa mintea înseamnă a trece prin cap fel și fel de ipoteze, ce se poate întâmpla, și să se continue pe firul unor asemenea variante până când să intervine o boală. E foarte ușor într-o asemenea situație să se declanșeze un diabet, de exemplu. Ce să mai spunem de vestea unui deces? Spunea Pavel 1 Tesaloniceni 4:13, să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Un om fără nădejde, dacă îi moare cineva drag, a pierdut totul. Sau dacă de acea persoană era legată existența familiei sau alte planuri sau idealuri. Mi-amintesc că am fost undeva în țară la o seară de rugăciune și frații fuseseră în post în ziua aceea pentru o soră, avea aproximativ 60 de ani. Aveam un soi de teamă de viitor că și copiii ei vor ajunge pe drumuri, nu vor avea ce să mănânce. Ce să spun că era o familie bogată. Dar ea se temea că vor avea probleme, nepoții, ce va fi, unde vor sta. Și a fost în seara aceea o vedenie, se făcea că ea se răzămase cu mintea ca de un gard al grădinii și o mână demonică printr-o spărtură din gard îi turtise mintea. Și era văzut în minte ca ceva care se învârtea ca o paletă și când ajungea în punctul acela unde mintea nu mai era completă, se bloca. Ulterior i-am întrebat pe frați, au postit, s-au rugat și sora aceea și-a revenit. Și n-a mai trăit cu spaima aceea, cu teama că ce se va întâmpla în viitor. Mi-amintesc că undeva o soră mi-a povestit că a avut anumite simptome și s-a temut că are cancer. S-a dus la medic să-și facă niște analize mai complexe și s-a spus că să vină după rezultat peste 2 săptămâni, la care ea îi spune la asistentă, în 2 săptămâni eu mor. Pentru că numai la asta mă gândesc. Și atunci s-a spus, dacă plătești o taxă, afli astăzi rezultatul. Și spunea beata soră, oricum și 4 ore au fost, cel puțin cât 4 luni, că nu m-am gândit la nimic altceva decât că gata, mor și gata. Sunt fel și fel de astfel de stări depresive. Mi-amintesc, eram copil și mi-a povestit mama că s-a dus să viziteze o soră care era cuprinsă de astfel de stări, erau deja cronice. Și în timp ce povestea cu ea, a lovit-o depresia asta și
și-a luat o pernă și-a pus în mijlocul casei și-a spus, eu acum mori, gata, m-am dus. Mama s-a speriat, dar numai acum s-a potrivit să moară, când am venit eu să o vizitez. Dar între timp a băgat de seamă că fiica ei făcea liniștit temele la masă. Și a zis, dați-i pace că își revine. Dar starea se manifesta prin această teamă. În acel caz, totul s-a declanșat de la un anume fenomen ca în general, cum v-am spus, care poate să fie acutizat în timp. Un alt domeniu, gândul tulburătoare cauzate de vise, coșmaruri sau de arătări înspăimântătoare în duhul minții. Sunt duhuri care îi tulbur. Am întâlnit copii care au văzut demoni. Dar oameni mari care îi văd, credeți că nu se sperie și ei? Și în cazul unora, în mod deosebit, la nivelul viselor, se repetă aceste fenomene. Se scoală transpirați, trebuie să se schimbe, poate, pe parcursul nopții. Iată ce scrie în cartea Daniel despre efectul la nivelul minții a unor asemenea fenomene. Citim din capitolul 4, versetul 5, aici este prezentat Nebucadnețar. A fost suficient un vis ca să-l sperie. Iată cum. Scrie în versetul 4 că trăia liniștit și în versetul 5 am avut un vis care m-a înspăimântat. Gândurile care le-am urmărit în patul meu și vedenii Duhului meu mă umpleau de groază. S-a asistat orice ar fi fost pe ordinea de zi a casei regale și totul a fost în jurul visului, a explicațiilor, a stării lui. Îmi pare și mai șocant ce s-a întâmplat în capitolul 5, versetul 6, după ce împăratul a avut acel cap de mână scriind pe perete sentința divină, a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii, i s-au izbit unul de altul. Și vă dați seama ce comandă a fost dată de la creier, să izară șoldurile de la loc. A fost un șoc care a durat. A venit împărăteasa și mi-a spus, liniștește-te, uite, chemăm pe Daniel. Nu știu dacă și-a mai revenit în noaptea aceea, oricum i-a fost sfârșitul așa cum i s-a profețit. Un alt domeniu, gânduri de tristețe, astea, zic eu, sunt mai frecvente datorate necazurilor sau neînțelegerilor cu cei din jur. Să ne amintim de Ana, soția lui Elcana, despre care citim în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 16, sunt cuvintele ei cu care se justifică în fața preotului Eli. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Repet, prea multa mea durere și supărare. Asta a făcut-o să nu se mai poată comporta în mod obișnuit, de aceea și preotului i-a fost ceva deosebit în comportamentul ei. Să ne amintim și de Iov, despre care citim în cartea sa, capitolul 30, de la versetul 27. Nu i-a fost deloc ușor, pagubă, moarte și supărare pe deasupra. În fier măruntaiele fără încetare, m-au apucat zile de durere. Umblu negrit, dar nu de soare, mă scol în plină adunare și strig ajutor. Versetul 31. Arfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare. Adică el în cuvintele lui își manifesta durerea potrivit cu necazurile care le avea. Nu i-a fost deloc ușor. Citim și din Psalmul 37, versetul 8, unde din nou se face referire la supărare, care e cauzată conform contextului psalmului de oameni răi, care pricinuiesc necazuri. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Tot la gama asta se înscriu și necazurile pe care le-au părinții cu copiii.
Vrumbrand, fratele nostru, povestea că s-a întâlnit pe tren când mergea spre casă, eliberat din închisoare, cu un părinte căruia a povestit prin ce a trecut el fiind închis. Ca să audă din partea interlocutorului său care i-a zis: eu am mai mare durere. Cum? Că ești în libertate. Dar mi-e copilul în pușcărie. Când copiii creează probleme, părinții sufăr, și scrie în Proverbe, capitolul 17, versetul 21, cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure, și asta poate să dureze. Versetul 25, un fiu nebun al cine casă tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Mi-amintesc că odată o soră mi-a zis: frate, dă-mi un sfat, mă tem că ajung la medic. Și întreb ce s-a întâmplat. Am avut supărare cu cei din familie. Știi, probleme legate de succesiune, de boală. Și întreb: n-ai vorbit cu cei apropiați? Nu mă înțeleg. Ne certăm. Și am rezistat. Am fost o femeie tare. Dar mă doboară. Am deja ore în care, așa cum am amintit simptomele, nu muncesc, mă gândesc, noaptea mă trezesc, nu pot să adorm. Pentru că este un har să poți dormi liniștit, să poți mânca la vreme și să mănânci numai cât îți trebuie și să ai o viață lipsită de astfel de stări care cauzează multă supărare. Un alt domeniu, altă cauză a depresiei, gânduri de rătăcire a minții drept pedeapsă. Asta este o nebunie îngăduită de Dumnezeu, despre care vă citesc din Deuteronom 28, mai multe referințe cuprinse în lista lungă de blestemuri. Am în minte o asemenea situație când un om care se împotrivea și în mod repetat a făcut rău lucrării dintr-o adunare, Dumnezeu a spus: vine vremea când mă voi atinge de doi oameni. Unul a fost coborât în țărână și celălalt a fost lovit cu un duc de nebunie. A ajuns la psihiatrie și când s-a dus un slujitor să-l viziteze, l-a întâmpinat o asistentă și i-a zis: domnule, ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt, că omul acesta spune că el e nefericit și e pierdută veșnicia că a hulit pe Duhul Sfânt? Și povestea fratele că a stat de vorbă cu el două ore și a încercat să-l ridice, să se restabilească, fără niciun succes. Mintea lui a rămas setată, cam așa se întâmplă în cazul celor cu astfel de boli, pe acel subiect pe care se simțea vinovat. Iată ce scrie aici în Deuteronom 28, de la versetul 28. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții. Și vei bâșbâi pentru neric ziua în amiaza mare ca orbul pentru neric. Nu vei avea noroc în treburile tale. În toate zilele vei fi apăsat, prădat și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Versetul 34. Priveliștea pe care o vei avea sub ochi te va face să nebunești. Asta poate să fie ori nebunie drept primă pedeapsă sau altă pedeapsă care să fie o mare catastrofă, în urma căreia omul să înnebunească. Și tot de aici citim, de la versetul 65, între aceste neamuri nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, sufletul îndurerat, viața îți va sta nehotărât înaintea ta, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care îți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice: o, de-ar veni seara, și seara vei zice: o, de-ar veni dimineața. Cred că astea sunt cele mai grele stări. Când Dumnezeu îngăduie drept pedeapsă lovirea minții. Și aș mai aminti o cauză care se poate întâlni printre noi: gânduri depresive cauzate de probleme ale metabolismului feminin. Fie în perioada de sarcină, fie în lunile de după sarcină, poate să intervină o depresie perinatală
Statisticile spun că una din șapte femei suferă în perioada aceea de depresie. Ca și exemple din Biblie, mi-am amintit de momentul în care a murit Rahela și i-a pus numele băiatului Benoni, era marcată de durere, sau când a murit mama lui Cabot și îi spune moașa să nu-i fie teamă. Și am mai găsit în privința asta un verset în Isaia 40 cu 11, unde scrie că oile care lăptează ar trebui călăuzite blând. Apoi dacă oile care sunt cu mielușei trebuie să te porți cu blândețe, dar cu femeile care sunt în perioada aceasta, cu cât mai multă blândețe ar trebui să ne purtăm. Am amintit așadar câteva cauze, repet, nu sunt toate, e o listă orientativă. Să amintim câteva manifestări ale gândurilor depresive, simptome, cum erau numite în acea evidență a Organizației Mondiale a Sănătății. O primă manifestare este incapacitatea mentală de a elimina sau de a schimba un subiect care frământă mintea. Mereu și mereu revine același subiect în minte. Uneori am spus, evident, în forme ușoare de depresie, unor persoane, auzi, gândește-te dacă nu ai la cine și la Mircea cel bătrân și la Ștefan cel mare. Gândește-te la cine vrei, mai schimbă subiectul. Dar asta este foarte greu pentru o persoană care mintea slăbit. Nu poate depăși subiectul. Se învârte roată, îl rea, se repetă. Citim din Iov, capitolul 7, despre acest fenomen, versetul 4. Mă culc și zic, când mă voi scula? Când se va sfârși noaptea? Și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Adică s-a consumat cu acel subiect pe parcursul nopții. Tot din Iov citim, capitolul 9, versetele 27 și 28. Dacă zic, Iov era un om destul de rațional, cred, și și-a propus să iasă din zona acelui subiect. Dacă zic, vreau să-mi ui suferințele, să-mi las întristarea, să fiu voios, sunt îngrozit de toate durerile mele, știu că nu mă vei scoate nevinovat. Cu alte cuvinte, vreau să evadez și totuși rămân închis. De aceea este important să se stea alături de astfel de oameni ca să se mai discute cu ei și alte subiecte, că singur nu prea pot să depășească tema aceea. O altă manifestare este verbalizarea sau tăcerea anormală. Adică ori prea vorbesc despre acel subiect, ori intră într-o muțenie standard și nu poți să-i clintești de aici. Am întâlnit o situație în care o mamă cu mai mulți copii, după 20 de ani de căsătorie, cu ocazia unei viste, și-a dat drumul și a spus tot și nu mai putea fi oprită. Și cine o cunoștea a spus, dar femeia asta niciodată nu s-a plâns. Da, câtă vreme a rezistat, a păstrat gândurile sub control. Dar când a fost lovită de depresie, s-au rupt digurile. Și vorbea încât nu mai putea fi oprită, nici măcar din plâns, până să-și verse necazul. Alții, în mod deosebit se întâmplă asta și când e vorba de apăsarea unor duhuri, devin muți. Nu se poate comunica, măcar să-și spună povestea, să știi dacă poți să-i ajuți cu ceva. Citim pentru acestea tot din Iov 13 cu 13, sunt cuvintele unui om în durerea lui, tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc, întâmplă-mi se ce mi s-ar întâmpla, cu alte cuvinte nu mă interesează ce urmează, dar trebuie să se spun. 16 cu 6. Sunt exact cele două aspecte. Dacă vorbesc, durerea nu mi se alină, iar dacă tac, cu ce se micșorează?
Deci nu rezolvă vorbele sau tăcerea problema în fond, dar așa sunt manifestările. 21:2-3. Acum, să nu spuneți că citind versetul din Iov, eu spun că Iov a fost depresiv. L-am luat ca exemplu pentru astfel de stări, el și-a revenit. A fost o vreme grea pentru el, dar el este foarte sincer în aceste dialoguri și avem referințe pentru ceea ce se întâmplă în asemenea situații. 21:2-3. Ascultați, ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere, lăsați-mă să vorbesc, vă rog. Și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Deci o astfel de persoană ține neapărat să spună ce are de spus. Citim și din capitolul 36, aici sunt cuvintele lui Elihu. De la versetul 18, el face o sesizare să nu se meargă prea departe atunci când omul își varsă sufletul. Supărarea să nu te împingă la batjocură și mărirea prețurilor scumpărării să nu te ducă în rătăcire. Oare ar ajunge strigătele tale să te scoată din necaz? Și chiar toate puterile pe care le-ai desfășura, nu suspina după noapte, care ia poporul din locul lor. Ferești să faci rău, că suferința te îndeamnă la rău. Și încă o referință, Psalmul 77, versetul 4. E tot un psalm al durerii. Tu îmi ții ploapele deschise și de mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Deci de prea multă apăsare nu mai este putere de exprimare a ceea ce se simte. O treia manifestare, incapacitatea reluării normale a activităților. Se întâmplă să ajungă studenți depresivi, s-a dus sesiunea de examen. O femeie depresivă se uită la lucruri care trebuie făcute, știu un caz în care zicea, aici trebuie făcut mâncare, copiii trebuie spalați, făcut, și singura activitate ce o pot să desfășori să mă mut de pe scaun pe pat și de pe pat pe scaun. Lucrează și ar fi mult mai bine. Activitatea ar face o asemenea persoană să iasă din subiect. Dar iată că o depresie acută nu mai permite unei persoane ca să își continue activitățile în mod obișnuit. În special, chiar și din exemple ce le-am dat și din statisticile amintite, rezultă că femeile sunt mai sensibile la această stare, dar și bărbații. Oricât ar fi de tare cineva, poate să ajungă. Să ne amintim de Samson. Dalila, cu insistențele ei, l-a dus în depresie. Spune Scriptura în Judecător, capitolul 16, versetul 16, fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi, nu știm câte zile a durat asta, cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Asta e depresie. N-a mai fost conștient ce face. Sau și dacă era conștient, n-a mai avut putere să se împotrivească. Și i-a zis, deschizându-și inima, spunându-i secretul și de aici s-a tras, cum știți, moartea. Să citim și din Psalmul 102, tot în privința aceasta, versetul 4 și versetul 7. Inima mi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba, până și pâinea unzi să mi-o mănânc. Oameni care nu mai au mese regulate, sau cum spuneam alții, îmi spunea recent cineva, m-am îngrășat, mănânc fără să mă pot controla. E tot de la depresie. Versetul 7, nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. O altă manifestare, care e faza finală, Doamne, păzește-ne pe toți de una ca asta, dar eu am auzit asta de la oameni la care nu m-aș fi așteptat, gânduri de sinucidere. Deși suicidul nu se justifică nici dacă o persoană ar vrea să schimbe viața, să dea viața în schimbul problemelor și să scape de ele.
Iată ce citim în cartea Iov, capitolul 3, despre o asemenea frământare. Este prima plângere a lui Iov. Citim de la versetul 20. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet? După părerea lui ar trebui să moară, ar fi mai de dorit. De ce scrie în continuare? Care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară. Care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul. Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinurile îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. Versetul 26, n-am nici liniște, nici pace, nici odihnă, stare depresivă. Și necazul dă peste mine. Să fie clar, Iov n-a încercat să se sinucidă și ar fi dorit să moară. E o oarecare diferență. Și Ieremia a trecut prin o asemenea stare, ca și Iov în acest capitol, și-a blestemat ziua în care s-a născut. Cu alte cuvinte, le-a părut rău că au venit în lumea asta. În Ieremia, capitolul 20, de la 14 la 18, se vaită profetul părându-i rău de ce a ajuns să se nască. Sunt situații în care copiii ar putea să acuze și părinții că de ce le-au dat viață. De ce trăiesc? De ce n-am murit eu? Să sperăm că sunt gânduri trecătoare. Oricum, sunt neplăcute. Se spune că o persoană, când vrea să se sinucidă sau dorește să moară, înseamnă că a pierdut și speranța. Nu degeaba se spune că speranța, nădejdea, moare ultima. Haideți acum să vedem ce atitudini sunt recomandate în eliminarea gândurilor depresive. Eu, ca și construcție intelectuală, așa, prin natura mea, prin temperament, prin măsura de îndurare și de har de la Domnul, sunt foarte optimist. Știu însă mulți oameni în jurul meu despre care spun că fac parte din categoria oamenilor care se pricep să se necăjească. Adică, foarte ușor cad în asemenea situații, dar mi-amintesc că într-o seară au dat peste mine mai multe necazuri și nu mai îmi funcționa mintea, așa matematic cum o știam eu. Și atunci am avut o scurtă rugăciune, Doamne, ajută-mă să adorm, că gândesc prostii, că dimineață desigur o să ne înțelegem altfel. Și așa s-a întâmplat. Repet, în lecția asta n-am vorbit numai despre stări de depresie, oameni care ajung la psihiatru, la psiholog, ci despre stările care duc într-acolo și cu care diavolul vrea să necăjească pe copiii Domnului și să le ia bucuria, să le facă viața grea, apăsătoare. Recomand patru atitudini. Prima, recunoașterea autorității lui Dumnezeu și rămânerea sub ea. Adică să știm că orice s-ar întâmpla, prin orice trecem, că traversăm o perioadă bună sau trecem pentru o vreme critică, Dumnezeu rămâne stăpân și tot ce se întâmplă este în controlul Lui. Evident că nu avem condiții ca în grădina Edenului, să nu uităm că suntem expulzați. Nu suntem în țara noastră. Am fost fugăriți dincolo de un gard. Și omul de la început ar fi vrut să se întoarcă din nou în grădină, dar încă nu există libertatea asta decât pentru Duh. Și diavolul ar vrea, în momentele acestea depresie, să ne răzvrătim împotriva Domnului, să-i băgăm lui de vină. Pe ce a contat diavolul în cazul lui Iov? Care ar fi fost forma maximă de câștig a celui rău? Să blesteme pe Dumnezeu. Asta ar fi fost ceva total vinovat. Totuși, Iov, ne bucurăm că a rezistat. Scrie în cartea sa, citim câteva versete de la începutul cărții, diavolul a repetat în 1 cu 11 și în 2 cu 5, spunând, sunt încredințat că te va blestema în față. Cu alte cuvinte, nu va suporta asta.
dând vina pe Dumnezeu. Și trebuie observat că soția lui, care a căzut în starea asta, tocmai cuvintele acestea l-a îndemnat pe soțul ei să le spune, era 7-a diavole, 2:9. Blastă-mă pe Dumnezeu, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Și observați, Iov cu aceste cuvinte începe recunoscând autoritatea lui Dumnezeu. 1:20 și 21, Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua, deci e normal să plângem, chiar este indicat în asemenea situații să se plângă. Și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Ce biruință! Când diavolul aștepta să blesteme, el a binecuvântat. Și asta spune și în capitolul 2, versetul 10. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și rău? Recunoașterea autorității lui Dumnezeu peste toate stările. S-a întâmplat așa pentru că Dumnezeu a îngăduit. Spunea Ieremia în plângerile sale, citesc capitolul 3, și atunci au fost vremuri grele. Se înfiora și el și Habacuc, contemporanul lui. Plângeri, capitolul 3, citim de la versetul 34, când se calcă în picioare toți prinșii de război a unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui prea înalt, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Adică și în situația aceea nedreaptă, Dumnezeu a îngăduit-o pentru o vreme. Și noi trebuie să-i recunoaștem autoritatea. Revin la cartea Iov, citesc din capitolul 6, unde din nou sunt cuvinte prin care el recunoaște autoritatea divină. 6:8. O, de mi-ar asculta dorința, de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea, de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna să mă prăpădească, de ce își dorea să moară? Dar, zice el, îmi va rămâne această mânghire, această bucurie în durerile care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui Sfânt. Deci peste autoritatea divină n-a trecut. Să ne ajute Domnul și pe noi să rămânem în picioare. Să știm că orice ni s-ar întâmpla, cât am fi dezdrobiți, Dumnezeu este tot acolo. A întrebat cineva, unde a fost Dumnezeu când mi-a murit copilul? Și a primit un răspuns pe măsură, exact acolo unde a fost când a murit și copilul lui. Când a fost Ștefan lovit cu pietre, Domnul Iisus era acolo, banca era pe fază și totuși el a murit pe nedrept. Așa spune Ieremia, nu vede Domnul când e nedreptățit un om? În fața celui prea nedreptățit, vede. O a doua atitudine, dacă vede și știe, înseamnă că putem vorbi cu el despre situație, nu? Rugăciunea cu încredere în Dumnezeu, pe baza promisiunilor lui. Aceasta elimină îngrijorările referitoare la ceea ce ni s-ar putea întâmpla. În urma rugăciunii, chiar dacă nu se rezolvă problema, se primește pace. Se poate suporta fenomenul. Spunea Pavel, Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciune și cereri cu mulțumiri, și iată efectul acestei pastile binecuvântate care le-a îndemâna oricui, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Deci se instalează o stare care trece și acoperă fenomenele neplăcute din minte. Pacea întrece priceperea. Și asta ne va păzi inimile și gândurile Hristos Iisus. Recunoscându-L pe Dumnezeu, suntem păziți de răzvrătire și necredință, rugându-ne Lui, se elimină îngrijorările. Exemplu cel mai pe larg în Scriptură în privința aceasta este David, prin câte a trecut el. Nu-i de mirare că a făcut cea mai lungă carte de rugăciuni, nu? Că a avut multe probleme. Și spunem, Psalmul 37 este un sfat, de la versetul 5, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. Versetul 7, taci înaintea Domnului și nădăjduiești în El, taci după ce ai spus problema, nu cârti.
Nu te mânia pe cel ce ispotește, umblete lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui. Că, spune el pe finalul psalmului, când treci a doua oră pe acolo, nu-l mai găsești pe cel rău, da? Dumnezeu, și dacă scrie același psalm, unul cade, nu-l lasă, îl apucă de mână și îl ridică. Un alt psalm bun pentru cei care au probleme depresive, mulți spun, frate, nu mă pot ruga, și eu le recomand să citească psalm. Ba chiar să scrie anumite rugăciuni atunci când sunt lucis la minte sau să le scrie alții și să le citească în acele momente. Psalmul 42 este un psalm al stării de depresie și a felului în care poți să te ajuți, rugându-te. Versul 3, cu lacrimă hrănezi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Adică de ce nu intervine? Ce se rezolvă problema? Versul 5, pentru ce te mânești suflete și geme înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Versul 6, mi-este mânit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc. Și își continuă omului Dumnezeu rugăciunea. Sau psalmul 50, versul 15, un psalm al lui Asaf. Cheamă-mă ziua necazului. Eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. În cartea profetului Isaia avem o situație. În capitolul 7, citim de la versetul 5, nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul Remalia zic, să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea. Versetul 7, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, deci rugându-ne, aici s-au rugat alții că împăratul acesta era ca el. Dumnezeu poate să-ți răspundă. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. În rugăciune, Dumnezeu poate să vină exact în întâmpinarea stărilor, a nevoilor noastre și de liniștim. Ezechia s-a văzut în fața gropii la 39 de ani, s-a rugat și Dumnezeu l-a înviorat, dar nu fără rugăciune. În Plângerea Ieremia este acel pasaj pe care cred că toți necăziții îl știu. 3 de la versetul 21, iată ce mai gândesc în inima mea, iată ce mă mai face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndrăgostile nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Versetul 26, bine e să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Ce ajutor? Ajutorul numai rugăciune. Speranța sprijinește pe om. De aceea, e că e vorba de lucruri mărunte. Ce vom mânca? Sunt atâtea situații în care oamenii s-au rugat și Dumnezeu le-a trimis mâncare. Cu ce ne vom îmbrăca? Dumnezeu trimite haine. Ce vom face? Cum se va întâmpla? Dumnezeu le are pe toate pregătite. Problema se pune dacă ne frământăm singuri sau îi cerem lui. Vorbit să nu ne îngrijorăm. Între noi și cei de afară este o diferență. Noi avem tată în cer, ei n-au. Și e mare diferență între copiii care au părinți și orfane de pe stradă. Dumnezeu e mai bun decât un părinte. Și dacă un copil, începând cu cel mic care nu știe să vorbească, dar plânge și mama îl alăptează, sau ceilalți care cu atât mai mult știu să vorbească și noi o facem asta rugăciune, Dumnezeu le vine în ajutor. O a treia atitudine recomandată în combaterea acestor stări, lecturarea Scripturilor și meditarea la lucrările providenței divine. Adică vom vedea cum Dumnezeu a lucrat generații la rând. Potrivit cu cele scrise în Biblie și cu altele din istoria sfinților. Chiar dacă acum avem probleme noi, dar experiențele celor de altă dată ne vine în ajutor. Să ne amintim de Iosif, despre care citesc în cartea Genesa, capitolul 41, versetul 51, zicea el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile și toată casa tatălui meu. Poate trece ceva pentru o situație de genul acesta și stă în închisoare și își amintește de Iosif. Se poate mângâia. Să spună cine știe ce ministru o să ajung și eu când mă scoate de aici. Dar nu asta e ideea
de fond, ci faptul că Dumnezeu, în autoritatea Lui, l-a trecut pe acolo și a venit vremea când a lucrat pentru El. N-a fost așa și cu Iov? Ba da, zice în Iacov, capitolul 5, ca să citim pe scurt ceea ce scrie mai pe larg în această carte, versetul 11. Iată, ne numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbesc despre răbdarea lui Iov? Și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare? Și exemple sunt multe. Să nădăjduim în ajutorul Domnului în felul în care El a lucrat. Spune Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și Dumnezeu va rămâne același, că anii Lui nu se vor sfârși. Să lecturăm cărți sfinte, ca să dăm subiecte minții, să poată părăsi acele subiecte în jurul care se învârtește. Să ne gândim la alții. Te tem că mor de o boală? Citește vindecările din Evanghelie, se stimulează fenomenul credinței. Te gândești că ești sărac? Sunt lecturi de oameni care au fost ajutați în mod miraculos. Dumnezeu i-a ajutat, fie într-un fel, fie în altul. Mi-a povestit un frate, l-am cunoscut când avea peste 90 de ani, a evadat din Siberia, din lagăr. Am mers prin pădure, nu putea să iasă la loc vizibil și a zis, Doamne, ori îmi dai putere ca el să continui drumul, ori îmi dai mâncare. Și în mijlocul pădurii mi-a povestit bătrânul, a zis, am auzit o voce, omul lui Dumnezeu, stai pe loc. Și am găsit în mijlocul pădurii o masă, nu masă cu patru picioare, alimentele. I-au fost aduse acolo, de un înger, nu știe de cine. A spus, am mâncat exact cât m-am săturat. Și am plecat și a ajuns în libertate și a scăpat de Siberia. Că dacă Dumnezeu a vrut să le libereze, când a strigat către Domnul, Domnul a venit în ajutor. Și un al patrulea mod de a ne raporta, asta ne privește pe noi ceilalți. Să păstrăm o atmosferă de dragoste, de bucurie, de pace în familie și cu ceilalți în alte relații. Să ne ferim de judecăți, de sfaturi reci, superficiale. Că-i tare ușor să judeci, așa-i? Am zis recent o experiență, vorbeau trei femei. Două condamnau pe o alta care cumpărase niște vitamine scumpe și a treia lua apărarea că era în rețeaua aceea și o interesa tranzacția. Cum își permite că e săracă să cumpere asta că scumpe? Și o a patra persoană zice, da, dacă cineva a făcut o donație strict pentru asta, că a văzut că are nevoie să fie vitaminizată ea, că urmează să nască. Da, de unde? S-au apucat de râs. Ca peste câteva zile, una din acelea care o condamnau să primească un telefon, tocmai de la sora acuzată. Așa, într-o discuție, și Dumnezeu a pus pe inimă la o soră și îmi dă regulat, dar numai pentru asta și-a spus că mă controlează. Și cealaltă zice, și noi am judecat-o. Și uite că nu era așa. Prietenii lui Iov au reușit să tacă 7 zile și apoi au dat din gură, l-au biciuit așa pe rând, până când li s-a ros pleasna la bici. Au stat deoparte și Dumnezeu i-a taxat pentru asta. Să ne dea Domnul o limbă iscusită ca să înviorăm, cum scrie în Isaia 54. Să fim ca Iov, nu ca prietenii lui. Iată cum își descrie el atitudinea asemenea situației, Iov 29, de la versetul 21. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele, adică voiau ca el să le vorbească. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare, mă așteptau ca pe ploaie. Și 24, când li se muia inima, le zâmbeam. Și nu puteau izgoni semnătatea de pe fruntea mea, îmi plăcea să mă duc la ei. Și mă așezam în fruntea lor, eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Să ne ajute Domnul să fim și noi. În ideea asta mă adaug două versete din Proverbe, 15 cu 18. Nu, cu 13. O inimă veselă înserenează fața.
dar când inima este tristă, Duhul este mâhnit. Dacă n-ai mare putere să te rogi să fie eliberat un om depresiv, măcar spune un subiect plăcut, așa, înviorează-l cu ceva. Și tot din Proverbe 18:14, Duhul omului îl sprijinește la boală, dar Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Să fim noi cei care ajutăm și ridicăm, amin? Să nu ne începem discursul așa ca Elifaz, Iov, capitolul 4, unde l-a tăiat de jur împrejur, de la prima luare de cuvânt. Dacă sunt situații în care cineva a fost pedepsit, aici trebuie să ne rugăm, dacă cineva e cuprins chiar de vreun duh demonic, aici este nevoie de rugăciune, de eliberare. Astea le vor face cei care au competența necesară, dar o vorbă bună, eu zic că ne percepem toți să o rostim, sau cel puțin să tăcem, cum a spus odată un copilaș care a zis, am văzut pe unul de la grupa mică și plângea și am plâns lângă el și eu. Și a zis, mămica, foarte bine ai procedat. Că este câte unul, cum a spus, nici nu spune ce are. Dacă el tace, măcar să se bucure de respirația noastră caldă lângă el, să știe că cineva l-ascultă, dacă de cumva vrea să vorbească. Încheiem cu două afirmații. Să știți că fiecare gând depresiv are o explicație. Nu e nimic întâmplător. S-ar putea să fie o slăbire fizico-chimică a organismului. Scădere de calciu, de magneziu și, în mod deosebit, femeile, în anumite perioade ciclice ale vieții, să se simtă așa, într-un mod dezolant. Asta se poate rezolva cu un tratament și cu o vorbă bună. S-ar putea să fie o ispită, o vreme îngăduită de Dumnezeu. S-ar putea, cum spuneam, să fie o pedeapsă. Nu știm. De aceea este bine să fie identificată cauza, nu doar să interziști manifestările. Taci și nu te mai necăji. Mănâncă și vezi de treabă. De ce? Că nu poate omul așa. Când a venit Domnul între ucenici, a întrebat Luca 24:38, de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Asta e întrebarea de fond. De ce se ridică astfel de gânduri? Care-i cauza lor? Să reținem însă în final că vindecarea depresiei n-are de-a face cu tratamente care ne pot veni de la nenea doctor sau din filozofiile gândirii pozitiviste. Alea sunt utopii, o gândire iluzionistă. Trebuie să-ți imaginezi că pormoneul tău va plin de dolari. O să roadă șoareci și pormoneul până să umple. Că dacă n-ai bani în el, pui cine știe pe unde. Nu asta e soluția. Trebuie să-ți imaginezi. Asta e o soluționare superficială. Așa, la îndemâna oamenilor care cred că ei pot manipula lumea spirituală. Nu? Astfel de concepții nu țin cont de principiile fundamentale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu are o gândire retributivă. Răsplătește binele, pedepsește răul, are vremele lui de judecată. O gândire cu adevărat pozitivă, în mod real, asta ține de sănătatea spirituală a minții. Trebuie să fie o minte curată, sănătoasă, plină de cuvântul lui Dumnezeu, să nu avem probleme nerezolvate. Când între noi și Dumnezeu lucrurile se rezolvă, sunt cele mai bune șanse ca să rezolvăm problema și cu noi înșine, că asta e problema depresiei, dar și cu alții, dacă avem de-a face cu terțe persoane, situații care trebuiesc elucidate. Să ne amintim de Psalmul 91, să-l citim și să-l credem, cel ce stă sub ocrotirea lui Dumnezeu. Dar acolo mai scrie, fiindcă mă iubește, zice Domnul. Deci o relație bună între noi și Domnul vă face să fim păziți, acolo scrie, nu trebuie să te temi. Nici de una, nici de cealaltă. Și adaug câteva versete din Proverbe, capitolul 1, versetul 23. Întoarce-vă și ascultați mustrările mele. Deci undeva să vedem unde s-a întrerupt filmul, de unde am deviat. Versetul 24, fiindcă eu chem, voi vă împotriviți, nu vă plac mustrările mele. Versetul 26, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Versetul 27, când va apuca groaza ca o furtună, când va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Și versetul 33, dar cel ce mă ascultă, deci iată că la Domnul este soluție, va locui fără grijă, va trăi liniștit,
și fără să se teamă de vreun rău. Doamne, adu astfel de stări de înviorare. Iar dacă suntem din cei ce nu avem probleme cu depresia, un ultim verset, 4:23, păzește-ți inima. Mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Să ne păstreze Domnul mintea întreagă și sănătoasă. Iar dacă sunt unii care au stări ușoare de întristare sau mai grele, stări acute, depresie, să ne facem partea noastră, ei partea lor, să apelăm și la ajutorul altora, cu toții să ne dăjduim în Domnul și fie ca în final aceste stări să fie îndepărtate. Și noi să putem trăi cu pace și cu bucurie, că astea țin de roadele Duhului Sfânt. Amin.